Repezilă, puiul de găină. Într-o zi, un pui de găină, pufos și gălbior, pe nume Repezilă, ciugulea câteva grăunțe sub stejarul de lângă poiat. Deodată, poc, o ghindă căzută din vârful copacului îl lovi în ceafă și îl făcu să se dea peste cap. Dumnezeule, își zise Repezilă, după ce își mai reveni din amețeală. Se prăbușește cerul, trebuie să alerg și să-i dau de știre și regelui. Așa că o luă la fugă, tare speriat. Cum ieși din curte, se întâlni cu două găini, care stăteau la taifas. Vai de noi, se prăbușește cerul, le strigă puiul Repezilă. Acum alerg, ca să-i dau de știre regelui. Nu mai spune, dragă, cotcudăci îngrijorată una dintre găini. Ce-ar fi să mergem și noi cu tine? Veniți! Le răspunse bucuros puiul. La câte pericole aș putea întâlni pe drum, nici n-ar fi bine să merg singurel. Cele trei păsări merseră ce merseră până ce ajunseră din urmă o rață. Ne ducem la rege să-i dăm de știre că se prăbușește cerul. Îngrijorată de cele auzite, rața li se alătură. Dar ea nu fu nici de cum ultima, căci la ceata cea călăgioasă se mai adăugară curcanul și gâsca. Nu ne luați și pe noi? Întrebară cele două rătăni, după ce auziră că era vorba de mers tocmai la rege. Cum să nu? Haideți și voi! Și o ținură numai într-o fugă, până când întâlniră o vulpe. Iar când auzi cu mătră, încotro se grăbeau așa de tare și de ce, le spuse. Știu eu o scurtătură pe care vom ajunge cel mai repede la castelul regelui. Haideți, urmați-mă! Numai că vulpea cea și reată, nici vorbă să le ducă la castel. Locul spre care le îndrepta era chiar vizuina ei, iar păsările urmară una după alta, și tot așa le și înfuleca și reata, de îndată ce intrau în vizuină. De, dacă s-au luat după un pui fără minte. Din fericire pentru Repezilă, el era tare mărunțel și izbuti să se strecoare afară din vizuină, scăpând astfel cu viață. Alergă cât îl ținură picioarele până acasă și nu mai suflă o furbuliță nimănui despre cerul care ar fi stat să se prăbușească.